sunt hotărât să-și riște viața, chiar dacă este nevoie și să intervină alături de forțele specializate în situații grave în care populația este pusă în pericol. Catastrofele naturale, alunecările de teren, inundațiile produse și în județul nostru au scos la iveală faptul că serviciile voluntare pentru situații de urgență de la nivelul localităților sunt slab reprezentate. Când au fost efectuate disponibilizări din domeniul bugetar, primii vizați au fost pompierii voluntari. De aceea, în prezent, puțini sunt încadrați și, în concluzie, și plătiți. Nu poate fi vorba la mijloc de bani, pentru că abia dacă primesc un stimulant de hrană, este vorba despre pasiune pentru ceea ce fac. Cum s-a descurcat echipajul? Pot să apreciez că bine, timpii fiind sub presiunea cronometrului au fost și a variantei de concurs, fiind chiar mai bun decât în momentul când am făcut antrenamentele separate. Sperăm să ne permită încadrarea în aceste bareme, participarea la etapa următoare. Miercuri, pompierii voluntari din Gura Uniță au arătat cât de rapid intervin în cazul unei situații de urgență. Nu a fost vorba despre o acțiune reală, ci despre concursul organizat de Inspectoratul Județean Basarabândii Dâmbovița, etapa județeană. În timp ce serviciul voluntar de la nivelul localității Gura Uniței numără 47 de pompieri, la concurs au fost aleși 8 bărbați pentru a face parte din echipaj. S-au ambiționat să câștige acest concurs, deoarece au o tradiție de 50 de ani în acest domeniu. Excepția a șoferilor care sunt încadrați pe autospecială și a șefului de serviciu, ceilalți sunt cetățeni din localitate care simt că pot pune din timpul lor și, dacă vreți, și din starea de sănătate, așa, să riște și să intervină atunci când situația o impune în diverse momente. Joi va veni rândul serviciilor private pentru situații de urgență să se întreagă în concurs pe stadionul Petrolul din Târgoviște. Începând de astăzi, se desfășoară concursurile cu serviciile voluntare și private, faza județeană. Aceste concursuri se organizează anual, iar câștigătorii acestei etape vor trebui să treacă și de faza interjudețeană pentru a merge apoi la cea națională.